Salutare tinerilor și bine v-am găsit la un nou unboxing pe canal. Astăzi am să scot din cutie pentru voi un cooler de la Segotep, un Frozen Tower T2 Plus. Vedem că este pentru procesoare ce au un TDP de maxim 95 de W. În partea de jos a cutiei avem aici zgomotul pe care îl scoate acest ventilator de 21,6 decibeli. Vedem că este un ventilator de 120 de mm sau 12 cm în diametru și are niște heat pipe-uri de 6 mm. O să le vedem îndată ce îl scoatem din pachetel. Aici vedem socketurile disponibile, de fapt compatibile, mai bine spus, socketurile compatibile de la Intel, de la AMD. Așa, la fel și în partea asta de jos de aici, de pe, cum aș spune, de pe spatele cutiei, depinde cum o privești. Așa, și aici un mic ghid de instalare. Hai să vedem ce se află în pachet, pentru că, na, asta ne interesează, este un unboxing. Așa, prima și prima oară, bineînțeles, dăm cartonul la o parte. Vedem minunăția. Așa, vine cu un inel din ăsta. Asta e un inel pentru socketurile de la Intel. Cu asta se pune pe socket și se pun prin cele mai când și peste trepied. Se pun cele patru șuruburi și după aceea vine frumușel domnul culoraș. Acesta este coolerul. Avem aici ventilatorul. Avem aici radiatorul, două heat pipe-uri care urcă, coboară toate cele două pe dreapta, două pe stânga, da? Preiau de aici căldura și o urcă în acest minunat radiator de aluminiu. Heatpipe-urile, bineînțeles, sunt din cupru, după cum se pot observa. Iar, bineînțeles, domnul ventilator suflă niște aer rece ca să disipe căldura. Aici este alimentarea pentru acest ventilator. Așa, și hai să vedem ce mai găsim în pachetel. Vedem aici că avem și pasta termoconductoare și, bineînțeles, șuruburile de prindere și toate adaptoarele de care vom avea nevoie pentru montarea acestui cooler pe socketul procesoarelor de la AMD sau de la Intel. Cam asta a fost unboxing-ul, un unboxing destul de scurt, dar eu zic că na, a fost cuprinzător, ceva de genul. Dacă ți-a plăcut, nu uita să-i lași un like. Bineînțeles, un subscribe ar fi binevenit acolo cu clopoțel să fii notificat și un share să vadă toți prietenii tăi. Culorul ăsta este destul de accesibil și am văzut că are niște feedback-uri destul de bune, de aceea l-am și luat pentru, o să vedeți voi pentru ce, nu mai dau din casă, așa că abonează-te cu clopoțel ca să afli mai multe detalii. Bun, mulțumesc frumos încă o dată de vizionare, ai grijă de tine, te-am pupat, ciao-les!